Conacul domnului Muguri Sărescu din județul Vâlcea, de pe malul Oltului. O pensiune de lux, o să vedeți mai multe imagini, construită, dragii mei, cu bani europeni. Ăsta este panoul de informare, vechi din 2010, scrie aici, vedeți, 2010, da? Dotări tehnologice la crama de vinificație, în valoare de 192.911 euro. Aproape 200.000 de euro. Am vorbit astăzi cu reprezentanții MRSRL, le-am scos datele de la Registrul Comerțului, o să vedeți mai multe informații, o să vă arăt și mai multe informații, dragii mei, și imagini cu conacul de lux, unde poți să vii, să te cazezi, se face turism viticol, da? Te cazezi aici, plătești o căruță de bani în condiții de super lux, o să vedeți toate imaginile, am să vi le arăt. De asemenea, am făcut un material mai mare pe blogul meu, și o să pun linkul în secțiunea de comentarii, unde puteți vedea imaginile. Dacă, nu știu, vă uitați de pe telefon la materialul video și vreți să vedeți imaginile mai mari, și unde puteți afla multe alte lucruri foarte importante. Însă vreau să revin un pic la finanțarea asta, pentru că este o problemă, dragii mei, cu asta, da? Ăsta este panou care anunță că s-au băgat aproape 200.000 de euro pentru dotări tehnologice. Am vorbit la telefon de la Registrul Comerțului cu cei de la MRSRL, că i-am sunat să le cer și eu punctul de vedere. Și a fost foarte amabil, mi-a răspuns un domn care s-a prezentat ca fiind Isărescu, credeam că e fiul domnului Isărescu, dar mi-a spus că este nepotul domnului Isărescu. Cei corecti, corect, au vorbit foarte frumos, le-am spus cine sunt, au fost foarte amabili. Imediat mi-a dat-o la telefon pe doamna contabilă, dar doamna contabilă mi-a spus că banii ar fi fost folosiți pentru renovarea pensiunii. Așa zice dânsa. Dacă o fie așa sau nu o fie așa, cert este că pensiunea a fost renovată în acea perioadă. O să vedeți și imaginile din perioada renovării. Sunt puse toate pe blogul meu. Dar înainte vreau să vorbim, dragii mei, despre lucruri foarte interesante. Pentru că se întâmplă lucruri foarte interesante pe această temă. O să vă explic cum stă treaba cu MRSRL. Aici pe blogul meu eu am făcut un story, dragii mei. Bani europeni pentru Muguri Sărescu, da? Și vă recomand tuturor, dacă aveți timp, să vă faceți timp, poate nu astăzi, poate mâine, textul este mai lung, are mai multe materiale video încorporate, dar închide foarte frumos un cerc. Un cerc legat de acest domn, da? Și legat de aceste personaje, oameni buni, da? Îl vedeți aici pe domnul Dragnea, da? Hai să-l fac și să încerc să-l fac și mai mare, da? Domnul Dragnea cu domnul Isărescu, da? Și doamna Dăncilă cu domnul Isărescu. Pentru că se întâmplă lucruri, dragii mei. O să revin la postarea de pe blog, o să vă arăt și imaginile cu pensiunea, că toată lumea vrea să vadă cum arată pensiunea de lux a domnului Muguri Sărescu. Înainte de asta vreau să vă arăt, dragii mei, două știri. Una e de astăzi, una este mai veche și au foarte mare legătură cu tot acest context și cu tot ceea ce eu povestesc în acest articol. Pot să-i spun multimedia pentru că are și text, are și fotografie, are și video de pe blogul meu. Ce am aflat astăzi din Economedia, site-ul economic al celor de la G4 Media? Soțul Vioricăi Dăncilă a fost angajat consilier la Transgaz, companie controlată de statul român prin Secretariatul General al Guvernului. Secretariatul General al Guvernului este în subordinea prim-ministrului, deci domnul Câțu. Domnul Câțu, e imposibil să nu știe de treaba asta. Dacă nu știe, ar fi trebuit să afle, pentru că astăzi a apărut în presă, deja sunt ore bune de când Cristian Pantazi a scris acest articol și n-am văzut ca domnul Câțu să se revolte, să facă tămbălău. Teoretic, dacă domnul Câțu a acceptat-o pe fica lui Vela, care este analfabetă profesional total și a luat cea mai mică notă la examenul de acces în notariat și nici nu s-a mai dus la proba orală și nici nu s-a mai dus la proba scrisă, ăsta măcar a lucrat la OMV Petrom. Soțul lui Viorica Dăncilă a lucrat la OMV Petrom. Ce este foarte interesant, dragii mei, în acest context. În acest context, da? Vedeți? Contextul. Puteți să vă jucați cu fotografia pe blogul meu, da? Este un modul de fotografie care permite comparația, da? În acest context, mie mi se pare cel mai relevant acest pasaj. Din articolul care ne anunță că Cristinel Dăncilă, soțul ex-premierului PSD Viorica Dăncilă, a fost angajat consilier. Ăștia toți se fac consilier, da?
la compania cu capital majoritar de stat Transgaz. El a fost angajat în urma unui examen, ar fi declarat pentru Economedia Ion Sterian, directorul general al Transgaz. Deci fiți siguri, fiți siguri că asta nu se putea face fără aprobarea lui Florin Câțu. Deci este imposibil ca aia de nebuni să nu fi discutat, toată povestea asta fiind în subordinea secretarului general al guvernului și în subordinea prim-ministrului. Transgaz, aspirator de foști ofițeri de servicii și rude de politicieni. Compania Națională Transgaz are mai mulți angajați foști ofițeri SRI sau de poliție, rude ale politicienilor, potrivit unei analize G4 Media realizate în martie 2020 pe baza unor surse deschise, declarații de avere și de interese. Spre exemplu, generalul SRI Marius Stoica, fostul șef al acoperiților SRI, a devenit consilierul directorului general, după ce în 2017 a fost trecut în rezervă de președintele Klaus Iohannis. De asemenea, soțiile politicienilor, Dan Motreanu, PNL, ca să înțelegeți dedesubturile, da? Eugen Nicolicea, PSD, ca să înțelegeți de ce uneori și la unele capitole PNL egal PSD egal aceeași mizerie, oameni buni. La unele capitole, nu total, nu mai reiau teoria, că am tot dat explicații pe tema asta, da? La capitolul ăsta, exact aceeași mizerie, da? Andrei Gerea, ALDE, și fosta soția lui Daniel Chițoiu, ALDE, lucrează la Transgaz. Daniela Motreanu a fost angajată în 2018, Nicoleta Nicolicea în 2017, iar Aitren Gherea și Elena Laura Chițoiu în 2016. Deci au fost angajați sub toată șmecheria asta, s-a produs sub guvernul, sub guvernul chiar Dăncilă, da? Sub guvernele Dragnea oricum. Da, da, un an de zile, 2019, a fost guvernul Orban și acum e guvernul Câțu. Și în loc să facă curățenie, ei practică aceleași metode, oameni buni. Exact aceleași metode. Angajări pe pile, angajări ale unor personaje care n-au niciun fel de altă calitate decât că sunt soțiile, soții, copiii, pentru că și copiii sunt bogați în chestia asta. Vreau să vă aduc aminte, dragii mei, ca să vă enervez până la capăt, de o știre din iulie 2019. Guvernarea clanurilor. Fiul analfabet al lui Dăncilă este promovat în fruntea Curții de Conturi. Deci l-au promovat pe ăsta la Curtea de Conturi. Deci clanul Dăncilă, da, ea e la BNR aiurea, da, bătaie de joc. Bărbasul este la Transgaz. Bărbasul, hai să zicem, care are oarecare legătură. Pentru că e specialist în extracții petroliere, a lucrat la OMV Petrom pe acest domeniu și acum este la Transgaz. Deci ăla nu este chiar habarnist, da? Dar ăștia sunt pe din afară, oameni buni, da? Președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, intenționează să-l numească pe Victor Florin Dăncilă în funcția de secretar general adjunct al Curții, informează societatea de G4 Media. În acest sens, Busuioc a notificat Agenția Națională a Funcționarilor Publici că intenționează să modifice organigrama Curții. Da. La Curtea de Conturi, unde este o nebunie, oameni buni, unde este toarășul Bădălău, toarășul Ilie Sârbu, deci acolo este pesetizat complet. Ok, înțelegem rațiunile și logica pentru care s-a pesetizat. Dom'le, da. PNL a zis că ei se luptă cu PSD-ul. Klaus Iohannis era furibund împotriva PSD-ului și și-a pus guvern al Partidului Național Liberal. Și Dăncilă numită la BNR, mă rog, acolo este autonomie, este cu tot o altă discuție, și bărbatul lui Dăncilă numit la Transgaz cu acordul domnului Câțu. Dar ce poate să zică domnul Câțu dacă a acceptat-o pe Beizadeaua lui Vela, care aia chiar e analfabetă profesională și n-a nicio legătură cu arele protejate. Bun, acum să revenim, oameni buni, la materialul pe care l-am scris pe blog, să vorbim puțin despre situația asta, pentru că lucrurile se leagă într-o manieră absolut nebănuită și pe măsură ce scriam acest material, îmi veneau în minte toate legăturile. Știți că ieri am prezentat, de exemplu, declarația de avere a domnului Muguri Sărescu. A, înainte vreau să fac o rectificare așa, pentru corecta informarea publicului, de-aia am și pus-o aici pe blog. Pentru că au fost persoane care au comentat la editorialul meu video de ieri legat de investiția în toalete și mi-au zis: domnul Mălin, dar probabil că sunt multe toalete pentru că clădirea este foarte mare. Da, eu am spus asta în comentariu și acum am arătat și imaginile. Da? Aici am pus anunțul de licitație publică și aici se văd clar imaginile, da? Unde se vede cam cât de mare este sediul Băncii Naționale, unde se întâmplă aceste... Da? Ăsta este sediul Băncii Naționale, astea sunt clădirile, sunt clădiri foarte mari. Dar parcă tot e mult, oameni buni, 1,4 milioane de euro, parcă tot e mult, nu? Tot ieri explicam
În declarația de avere a domnului Muguri Sărescu, dragii mei, explicam ceva foarte important. A, o să vă arăt și cât costă vinurile domnului Muguri Sărescu și ce fel de vinuri vinde domnul Muguri Sărescu. Și astăzi, pe măsură ce scriam și am adăugat în acest articol turnătorile lui Sărescu și vă vorbeam despre declarația lui de avere, da, mi-am adus aminte de ceva, oameni buni, foarte important. Și vreau să vorbesc în acest material video. Aici este declarația de avere, partea cu bijuterii și diverse, despre care am vorbit ieri în fața sediului BNR. 1976-1989, numai un pic, că mi-a sărit. Așa. Am apăsat, eu nu trebuia să apăs, când trece automat la fotografia următoare, da? Bijuterii diverse, 1976-1989, 8200 de euro. Numismatică după 90, tablouri și icoane. 1976-1989, 6500 de euro. Bunuri sub formă de metale prețioase, 76-89, 1100 de euro. Oameni buni, era ilegal să deții metale prețioase. Mai mult decât atât, ieri uitasem ceva foarte important, dragii mei, și vreau să vă spun că dacă intrați pe acest material o să aveți mai multe. Mai ales cei care ați venit mai de curând pe canalul meu și foarte mulți oameni ați venit mai de curând pe canalul meu, dragii mei. Și am postat aici, da, numai un pic să ajung acolo. Nu, cred că mai sus este. Și am postat aici un material foarte important. Deci domnul Muguri Sărescu a reținut, avea metale prețioase, da, avea colecții de artă și bijuterii. Păi în 2018, în februarie, am filmat la Gratia, oameni buni, în comuna unde s-a născut Liviu Dragnea, unde taică-su a fost milițian, șef de post. Și oamenii de acolo mi-au povestit fiii unor femei care au fost torturate de către Dragnea senior, în momentul în care statul comunist a dat o lege și a zis că n-ai voie să ai bijuterii, metale prețioase, obiecte de artă acasă și totul se confiscă. Oamenii ăștia de aici, din comuna respectivă, aveau din moși strămoși bănuți de aur. În anii agricoli, agricultură se făcea acolo, în care treaba mergea bine, puneau bani la saltea. Și pentru că veneau devalorizări și erau probleme cu banii, transformau banii, cumpărau aur și făceau bănuți. Și era agonisia la familiei din 3-4 generații. Și tatălui Liviu Dragnea, milițian fiind șef de post, aici este povestea, toată povestea, oameni buni, în reportajul ăsta. A torturat femeile respective. Cum au făcut? S-au interesat în sat cine are bănuți, au trimis de la armată ordin de încorporare pentru bărbați și bărbații au fost chemați chipurile să fie încorporați o săptămână la o unitate militară din zonă și milițianul s-a dus acasă și le-a luat pe femei la miliție și le-a bătut și le-a torturat și le-a strâns degetele de la mâini în sertare ca să dea aur. Vă dați seama, în timp ce sute de mii de oameni au fost în felul ăsta torturați, nu se știe exact câți, dar probabil foarte mulți oameni în țara asta. Și li s-a luat agoniseala bunicilor și străbunicilor lor, oameni amărâți. Isărescu era mare șmecher și securitatea îl lăsa să dețină metale prețioase, obiecte de artă, bijuterii. Înțelegeți cât de mare era diferența? De ce? Pentru că amărâții ăștia n-aveau ce să ofere regimului comunist. Și atunci erau torturați chiar de către tata lui Liviu Dragnea, că asta este interesant și asta am încercat eu să scot în evidență prin acest articol, modul în care se închide acest cerc vicios al rămășițelor securisto-comunismului în România și cum până ziua de astăzi ne afectează. Și Isărescu, pentru că făcea turnătorii la securitate și turna colegii, ăia care se plângeau că e înghesuială în transportul în comun, că nu este mâncare, că este frig acasă, era lăsat în pace, oameni buni. Nu îl chema nimeni la miliție să-i bage mâna la sertar și să-i spună ia dă bre bijuteriile astea, că sunt în declarația lui de avere, le-a declarat. Ia scoate bre icoanele. Nimeni, da? Cam așa funcționa comunismul. Și ce este foarte trist, de ce este foarte important acest lucru și de ce a mers cu legăturile atât de departe, oameni buni? Pentru că acum este exact aceeași dublă măsură, dragii mei. Câți tineri sunt care au făcut o școală pe bună, inteligenți, educați, care, din punct de vedere profesional, reprezintă ceva concret. Și pe ei nu-i angajează nimeni la Banca Națională. Pe ei nu-i cheamă nimeni la Transgaz. Pentru că n-au loc.
de nepotismele și de angajările pe pile și pe relații pe care le fac ticăloșii ăștia, care cine sunt ei? Urmașii celor care îi torturau pe oamenii simpli, milițieni, securiști, ca să le confiște aurul. Despre asta este vorba, oameni buni, și din punctul meu de vedere, în această cheie și în acest context ar trebui înțeleasă situația de astăzi cu Vasilica Viorica Dăncilă. În această cheie și în acest context ar trebui înțelese motivele pentru care Mugur Isărescu de 30 de ani, oameni buni, este bine mersi pe acea funcție. Când am făcut acest material, nimeni din presă nu vorbesc, televiziunile de știri, astea, cartelul, mafia, media, toți mucles, unul n-a îndrăznit, că Dragnea era la putere, era mare șmecher atunci. Și pe lângă faptul că era mare șmecher, Dragnea mai făcea ceva, oameni buni, exact în acea perioadă. Plătea bani grei, da? Și gestiona șpăci, 40.000 de euro lăsați bancheta din spatea mașinii pentru cel care i-a aranjat întâlnirea cu Donald Trump. Plătea bani grei, oameni buni, colecta șpăci și dădea banii mai departe pentru campaniile de denigrare împotriva celor care făceam parte din maratonul civic rezist, împotriva mea, care eram o figură cunoscută, urmărit de către public, și televiziunile aveau interese concrete cu ei, oameni buni. De aia n-arătau ei, vă dați seama, asta era o mega chestie. Tatăl lui Dragnea a torturat femeile din sat ca să le confiște aurul. Păi cum să arate când ei erau băgați patronilor penali în porcăria asta despre care aflăm acum, oameni buni? Acum aflăm. După 3-4 ani de zile, în momentul în care DNA-ul a trimis în judecată pe Liviu Dragnea. Virgil Burla a scris un articol foarte interesant pe această temă și, sigur, subiectul principal al DNA-ului este șpaga pe care a colectat-o Dragnea ca să o plătească mai departe, ca să-și facă o intrare cumpărată în jurul lui Trump, să dea impresia că el ar avea credibilitate în fața partenerilor noștri externi, totul fiind, de fapt, o fraudă și o excrocherie. De altfel, apropiații lui Donald Trump, care au vândut aceste, nu știu cum să le numesc, întâlniri cu Trump sau apropieri de Trump, sunt anchetați în Statele Unite de către Biroul Federal de Investigații. Și să vedeți și o să iasă de acolo, oameni buni. Sigur că relatarea lui Virgil Bule este în principal pe această temă. Dar pe blogul meu găsiți toate informațiile legate și de aspectul secundar pe care Dragnea l-a negociat prin intermediul patronului de la Adevărul, Cristian Burci, și anume campaniile de denigrare împotriva noastră. Și televiziune din același motiv, oameni buni, pentru care n-au arătat chestia asta atunci, din același motiv nici acum nu arată ce citiți dumneavoastră pe Europa Liberă și pe puținele site-uri care sunt cât de cât ok, da? Unde sunt jurnaliști cât de cât ok. De asta nu se arată. Păi asta trebuiau să vuiască, oameni buni. Am spus și în comentariile precedente de zile trecute și am și arătat în prime time cum televiziunile, în loc să vorbească despre dosarul Dragnea, vorbeau despre orice altceva. Numai despre asta nu. Din același motiv, nici aici n-au relatat aceste lucruri. Vă dați seama dacă oamenii ar ști aceste lucruri? Câți oameni știu aceste lucruri? Câți m-au urmărit pe mine atunci? Sigur, s-au uitat vreo 100 ceva de mii de oameni. Dar dacă ar fi fost mediatizate, dacă oamenii ar fi știut, și trist este că tot ăștia au ajuns la putere, oameni buni, după 30 de ani de la teoretica căderea comunismului, tot ei sunt la putere și ne fac viața așa cum ne-o fac. Am pus aici pentru cei care doriți să citiți delațiunile lui Mugur Isărescu, delațiunile făcute la Securitate. Și acum hai să vedem, să trecem la chestiuni mai concrete, da? Și să vedem, dragii mei, în primul rând, cum e cu vinurile domnului Mugur Isărescu, da? Ăsta este magazinul de vinuri din Drăgășani, dintr-o strada Traian, este în centrul orașului. Aici în spate este sediul firmei, într-o cămăruță mai mică. De aici puteți cumpăra vinurile casei Isărescu. Vinuri care, să știți că sunt și ieftine, la 19 lei sticla. Sunt și vinuri la 1.000.000 de lei sticla. Deci, domnul Isărescu se adresează tuturor categoriilor de public. La o oarecare distanță este complexul de clădiri. Asta este complexul de clădiri, da? O să vedeți și fotografiile cu pensiunea concret, da? Complexul de clădiri unde se află via domnului Isărescu. Vedeți aici între pădure, aici undeva este oltul, da? Și pensiunea și fabrica de vinuri. Că vinul ăsta nu e așa oricum, trebuie să stea, să știu că și tata făcea vin. Îl punea într-un butoi, stătea o perioadă acolo, nu știu ce îi făcea, fermenta, îl
storcea, mă rog, nu cunosc exact tehnologia, dar bănuiesc că la fel este aici, doar că este la un nivel industrial, la un nivel mai mare, da? Aici, pentru acest complex, domnul Muguri Sărescu, în perioada 2010-2012, a încasat aproape 200.000 de euro. Și aici intervine întrebarea pe care eu aș fi vrut să-i o pun fiului domnului Sărescu, pentru că i-am scos de la Registrul Comerțului datele administratorului. Dar nu mi-a răspuns fiul, mi-a răspuns un nepot. L-am rugat pe nepot, care a fost foarte amabil, vă repet, deci a fost foarte amabil, nu a zis, domne, n-am ce discuta, nu, a fost super ok. Și mi-a zis, da, sigur, este un panou acolo, aveți dreptate, e un panou foarte vechi, trebuia să-l dăm jos, dar nu l-am dat jos. Și vă dau pe doamna contabilă să vă spună mai exact ce s-a făcut cu acei bani. Doamna contabilă susține că s-ar fi renovat pensiunea. Dar pe panou scrie că este pentru dotări tehnologice, pentru hala de producție. Ăsta este vinul, dragii mei, da? Cabernet Sauvignon, Il Vintage, da? Vinul de 1 milion de lei, sticla, da? SEC 2011, 14,5%. DOC CT, nu știu ce înseamnă asta, că nu sunt specialist în vinuri. Dacă cineva e specialist în vinuri, loc frumos să mă lămurească, da, 100 de lei pe sticlă, să mă ferească Dumnezeu, dar vă dați seama, pentru un domn ca domnul Isorescu, probabil că el bea vinuri și mai scumpe. Poate că bea vinuri cu 1000 de euro sticla, cine știe, Dumnezeu știe, da? Astea sunt cifrele de afaceri, indicatorii firmei. Vedeți cum a evoluat, profitul firmei, activele circulante, toate datele sunt aici în galeria foto. Asta este colecția completă de vinuri, dragii mei, da? Ăsta este vinul cel mai ieftin, costă 19 lei. Bun. Așa, numai un pic. Și să mergem încet, încet către profituri. Astea sunt tabelul cu toate profiturile nete ale casei de vinuri. Aici intervine întrebarea și vă rog foarte mult să scrieți, să spuneți ce părere aveți dumneavoastră. Dacă nu era crama lui Sărescu, mai primea 200.000 de euro din fonduri europene să-și facă ce-o fi făcut? Nu știm ce. Poate mă sună băiatul domnului Sărescu și mă lămurește. Credeți că mai primea banii aia? Credeți că mai avea toate vânzările astea? Dacă era un amărât, un om oarecare din Drăgășani, care să se hotărască el sau o asociație, 3-4 oameni necunoscuți. Credeți că mai avea un profit net de 846.000 de lei, 599 în ultimul an fiscal, anul precedent 793.000 de lei, anul de dinainte 236.000 de lei, 328.000 de lei, 1,2 milioane de euro în total de când s-a înființat firma, profiturile casei de vinuri Muguri Sărescu. Și el mai insistă să mai ia pensie, oameni buni, 2700 de euro de la stat. Deci insistă să ia pensie. Are 15.000 de euro, peste 15.000 salariul de guvernator și insistă să ia pensie. Sigur, el o să spună că e dreptul lui legal. Dar dacă avea bun simț, el putea să nu-și bage dosarul la casa de pensii. Putea să nu-l bage, oameni buni. Da? Și putea să zică, bă, o să-mi bag dosarul când mă pensionez. Vă dați seama despre ce fel de oameni vorbim? El are profituri din astea imense de 177.000 de euro pe an. Are 15.000 de euro salariul de guvernator și i-au trebuit și banii aia, domne, din fondul de pensii. Să prăduiască fondul de pensii, da? Toate datele le găsiți, inclusiv articole tabloide le-am pus despre... Ăsta este vinul alb, cel mai scump vin alb, da? Tot la 100 de lei sticla, Sauvignon Blanc, 08 Vintage din 2008, da? Nu știu dacă e mult, dacă e puțin, nu-mi dau seama că eu nu sunt mare consumator de vinuri scumpe. Habar n-am eu, dacă mi-au din când în când la masă, din an în Paște, din an în Paști, luăm vin de ăla ieftin de la supermarket. Ce găsim? Vinul românești. Recaș, că sunt bănățean în general. Și acum să venim la prea frumoasa pensiune a clanului Sărescu, oameni buni. Da? Fotografiile astea sunt cu panoul care ne arată că s-au investit 192.911 euro în dotări tehnologice crama vinificație. Proiect finanțat prin Fondul Agricol pentru Dezvoltare Rurală, investiții realizată cu sprijinul Uniunii Europene și Guvernului României în perioada 2010-2012, Emil Boc era prim-ministru. Bun.
Mai departe, așa arată pensiunea, oameni buni, vedeți că este un conac, o să vedeți că are finisaje de super lux. Aici este spațiul de producție, să-i spunem, da? Este o hală, pare a fi o hală, bănuiesc că aici se îmbuteliază, ce fac ei acolo cu vinurile, da? Aici vedeți un apus de soare superb, da? Pe terasa pensiunii guvernatorului etern, vă dați seama, numai el și soarele, da? Ei sunt mereu, forever, da? Aici este o altă perspectivă, vedeți că este în trepte cu gazon, făcut frumos, cu dotări de finisaje, deci este făcut, cum să vă explic, la mare artă, da? Așa, cu sigla, da, Muguri Sărescu, da, se vede aici frumos, da, cred că vedeți, da? Casa Isărescu, finisaje de lux, vedeți aici fotografiile, arată foarte frumos, foarte frumos arată, da? Asta este sala de mese. Sala de mese cu pian, cu, deci îți cântă și muzică clasică. Este un serviciu turistic de super lux ăsta, turismul ăsta de pentru oameni cu foarte mulți bani care vin, se plimbă prin Podgorie, li se organizează degustări de vinuri și fel și fel de activități. Îmi place și mie foarte mult muzica clasică, dar așa. Bun, aici vedeți pridvor, terasă, ce este asta. Mai departe, salonul, ăsta este salonul, vedeți că este făcut cu, e clar că e făcut cu foarte mulți bani, adică nu s-a zgârcit domnul Isărescu la decorațiuni și la arhitect și așa mai departe. Da? Aici vedeți șemineul. Frumos, nu? A? Ce ziceți? Dacă nu era guvernator al Băncii Naționale, primea fonduri europene? Îi mergea atât de bine afacerea? Dacă n-avea dealurile astea, da? Cu fel și fel de șmecheri, care la rândul lor au fel și fel de alte dealuri, îi mai mergeau la fel de bine lucrurile? Cât se pot lăuda în România că reușesc independent, fără să aibă vreo legătură cu politica? Așa arată o cameră pe care o poți închiria, nu se știe exact cât sunt prețurile, eu n-am văzut prețurile afișate, dar se poate găsi, trebuie să-i suni, să-ți faci programare, nu merge așa oricum, nu merge oricine acolo, cum vrea el, da? De capul lui. Așa arată camera în care se cazează. Asta este fotografia de la stradă, din perioada în care încă erau unele anexe în construcții, unde se vede și panoul respectiv. Asta este curtea, aici este via. Asta este practic vedere din spate. Imaginele din interior pe care le-ați văzut, dragii mei, sunt din această clădire și aici e corpul de clădiri. Și asta este vederea din spate, da? În perioada în care încă erau lucrări de renovare. Vedeți că clădirile nu sunt complet finalizate. Ăsta este panoul din care aflăm exact ce bani s-au dat, faptul că s-au dat pe fonduri europene și fotografia din față. Eu sunt foarte curios să-mi spuneți, dragii mei, dacă dumneavoastră credeți că o persoană oarecare ar fi putut să facă aceste investiții și ar fi putut să aibă o afacere atât de profitabilă în domeniul ăsta al vinului, ar fi putut să cumpere teren acolo. Încă nu știm, dar o să aflu, pentru că am de gând să mai merg pe urmele acestui subiect. În ce condiții a devenit proprietar acolo domnul Muguri Sărescu, în ce condiții a cumpărat. Cert este că a folosit inclusiv bani europeni, nu știu, poate se sesizează vreo instituție a statului să verifice în ce condiții au fost obținuți acei bani europeni, dar mă gândesc că a fost suficient de inteligent domnul Muguri Sărescu ca să-și acopere urmele. Liviu Dragnea n-a fost atât de inteligent, n-a știut atât de inteligent să acopere urmele, dovadă că acum are un dosar penal. Este trimis în judecată de către Direcția Națională Anticorupție. Sunt lucruri foarte interesante pe care le prezintă jurnalistul Virgil Burlă în acest articol despre Liviu Dragnea, care și-a transformat influența pe lângă fostul premier Sorin Grindeanu și reprezentanții MAPN și MAI și-a traficat influența astfel încât compania Circinius Defense LCC să obțină contracte cu armata română pentru sistemul C41 capabilități de integrare ISTAR, pentru un centru de analiză a informațiilor din surse deschise. Intermediarul afacerii a fost Cristian Burci, oameni buni,
care la un moment dat a preluat afacerea de la Brody. Inculpatul Nicolae Liviu Dragnea a traficat influența reală pe care o avea față de prim-ministrul României și ceilalți membri ai guvernului, în special cei de la nivelul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor de Interne și Ministerului Economiei, promițând că îi va determina să-i asigure interesele de afaceri, în special în domeniul militar și de inteligență, pe care Burci și Brody le aveau în România. Aici, în acest articol, oameni buni, am dat și mai multe detalii legate de Cristian Burci. Tot aici pe blogul meu găsiți articolul pe care l-am scris la începutul acestui an, în care am oferit și mai multe detalii despre Toarășul Burci, despre cine a lucrat cu Toarășul Burci, despre marele patron majoritar și cel care trage sforile la recorder, ca să înțelegeți de fapt despre ce vorbim. Da? Ăsta este articolul, găsiți de asemenea pe blogul meu. Dragii mei, am să pun linkul către acest articol de pe blog în primul comentariu fixat al acestui material video. Vă invit să vă luați o cafea, să vă faceți puțin mai mult timp și să citiți cu foarte mare atenție întregul context. Pe lângă imaginile pe care le-am prezentat și detaliile legate de pensiunea de lux din Cram și Crama Podgoria lui Muguri Sărescu, pe lângă detaliile oarecum mai să zicem frivole legate de vinuri, cât costă vinul și așa mai departe, am încercat să fac pentru dumneavoastră un tablou complet, un context complet, oameni buni, al cercului vicios din care face parte această frântură de știre, de eveniment. Venirea Vioricăi Dăncilă la BNR, multă lume a crezut că e o glumă, nu este o glumă, da? Numirea soțului Vioricăi Dăncilă, consilier la Transgaz, faptul că și-a băgat plodul la Curtea de Conturi, toate sunt legate, oameni buni. Pentru că toată istoria asta ce vedem noi astăzi aici este ca un râu. Ca un râu și trebuie să mergi în amonte până la izvoarele râului dacă vrei să înțelegi cu adevărat și să înțelegi complet ce se întâmplă cu destinul tău în această țară. Și ce s-a întâmplat cu această țară în ultimii 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani. Și toate au legătură. Povestea asta despre tatălui Liviu Dragnea, care tortura femeile din sat, din Gratea și din satele din jur, ca să le convingă să dea aurul, mi-am adus aminte acum în timp ce scriam pe blog. Inițial am vrut să fac o postare mai scurtă. După aceea mi-am adus aminte, bă, stai mă un pic. Păi ăsta avea aur pe vremea lui Ceaușescu și bijuterii și obiecte de artă și pe alții tortura milițianul, tatălui Dragnea, șeful de post de la miliție și la modul ăsta parșiv. O să vedeți că am relatat în material, că mi-am adus aminte cum mi s-a povestit, da? Mi-a povestit fiul unei femei torturate astfel. Zice, pe tata l-au chemat la armată să-l încorporeze și pe mai mulți bărbați din sat, despre care ei știau că, bănuiau că familiile respective au bănuți de aur acasă, și după care femeile le-a chemat la post, au venit, au făcut percheziția acasă, au luat bărbații ca să nu opună rezistență, femeile le-au chemat la post și le-au torturat, oameni buni. Ascultați aceste mărturii, ca să înțelegeți prin comparație ce mare favor i s-a făcut lui Muguri Sărescu, pentru că în mod normal și legal trebuia să treacă și el prin acest tratament. Dar el n-a trecut. De ce? Pentru că securitatea avea nevoie de el să-și toarne colegii la Institutul de Economie Mondială unde a lucrat domnul Isărescu. Și cine știe cine a ținut dosarele, cine știe ce legături a avut el totuși, pentru că nu cred că e o întâmplare, eu cred că există o legătură. Nu cred că asta e o coincidență, că Isărescu este în clubul de la Roma cu Călin Georgescu, omul rușilor, organizatorul vizitelor lui Dugin în România, și că Ion Iliescu, omul KGB-ului, cel care a fost pus de Moscova să-l asasineze pe Ceaușescu, să confiște revoluția, cel care discuta la două zile după ce l-a omorât pe Ceaușescu la ambasada URSS cu Evgeni Teajelnikov, cum să distrugă startul României în democrație, nu cred că e o coincidență, oameni buni, că drumurile astea și șirul ăsta de informații duc către această direcție. Și Ion Iliescu l-a ales pe Muguri Sărescu, oameni buni, în anii 90. Și repet ceea ce am spus și ieri și întăresc, pentru că este foarte, foarte, foarte important acest aspect, dragii mei. Iliescu nu punea pe nimeni pe funcții atât de importante
dacă nu ar fi avut girul Moscovei. Sunt foarte importante aceste aspecte. Ce este trist și ce este grav este că, sigur, în cazul băncii naționale, Banca Națională este autonomă, nu poate să-și impună guvernul într-un fel sau altul voința asupra ei, asupra politicii de personal, dar ați văzut că Transgazul nu este așa. Este în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Deci acolo are un cuvânt de spus, domnul Cățu. Și se pare că nu vrea să spună acest cuvânt. Și asta este foarte trist, oameni buni, pentru că asta demonstrează că degeaba are loc un congres la PNL, degeaba se discută despre această luptă Cîțu versus Orban, în condițiile în care, iată, în ultima perioadă au apărut atât de multe semnale care ne arată că domnul Florin Cîțu nu este cu nimic mai breaz, ca să mă exprim totuși elegant, m-aș fi exprimat altfel, dar sunt jurnalist și vreau să mențin un anumit standard la comunicării, da? Domnul Cîțu nu e cu nimic mai breaz decât domnul Orban. Și nu știm, nu mai avem nicio garanție, nicio certitudine că domnul Cîțu a reprezentat partea bună a Partidului Național Liberal. Atât cât o mai exista ea. O să ne lămurim până în 2024 și vom vota în consecință. Luați-vă o cafea, stați jos undeva pentru că o să aveți mult de citit și vă invit să faceți această lectură.